Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine. Astăzi, alături de noi este Monica Filip. Câteva cuvinte despre ea. Monica este profesor de uh, yoga. Monica ajută oamenii să se reconecteze cu ei, dar și cu natura, organizând anual călătorii în România și India, în locuri aparte, sacre, pe urmele marilor înțelepții ai Indiei, cu ritrituri de yoga pregătite pentru suflet. Monica Filip te ghidează cu blândețe și empatie în călătoria ta de redescoperire interioară, pentru că tot. Uh, Vorbeam în ultimele materiale, în ultimele interviuri despre această regăsire, despre această redescoperire interioară a femei. Monica, fiind persoana perfectă, dacă îți dorești să descoperi yoga autentică, într-un mod prietenos cu corpul și mintea ta deopotrivă, păstrând forma autentică tradițională din India. Astăzi am ales să discutăm despre o carte frumoasă publicată în colecția Tantra, carte care face parte din campania de vorbă cu femeia din tine, este vorba despre Kundalini, energia profunzimilor, studiu fundamental bazat pe scrierile și vaismului non-dualist din Cașmir și aș începe discuția noastră, Kundalini fiind o lucrare de referință în domeniul și vaismului non-dualist din Kashmir și al doctrinei tantrice în general, aș vrea să definim cumva conceptul de Kundalini. Ce înseamnă Kundalini? Și apoi să vorbim despre principiul feminin ca fiind de esență, de natură divină. Uh, bună, Sorin, și bună tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație! Uh, sunt onorată! Mulțumesc și pentru subiect! Este uh, Destul de complex, nu pot să spun că um, pot să vorbesc extrem de mult pe această temă. Și eu sunt la început pe acest drum de kundalini, l-am descoperit și îmi place foarte mult. mulțumesc și pentru carte, o avem aici și uh, cititorii voștri o pot avea și ei. Uh, acest uh, drum este interesant. Kundalini, de fapt, uh, Conform scrierilor vechi, se consideră că este cea mai supremă formă de yoga dintre toate existente. Așa cum spunea unul dintre profesorii mei la la acest curs de kundalini, spunea că poți să lucrezi cu un cuțit în bucătărie fără să știi. Ceva despre obiectul acela. Uh, întâi și întâi trebuie să înțelegi ce face un cuțit și apoi să lucrezi cu el. La fel este și Kundalini. Este, uh, cum scrie și cartea, energia profunzimilor. Lucrează foarte, foarte adânc și uh, uh, profund. Dar dacă începem lucrurile step by step cu atenție, vom ști să urmărim respirația și vom ști să ne eliberăm energia stagnantă din corp. Kundalini, după cum știe cam toată lumea, are o comparație făcută cu cea a șarpelui care se urcă pe coloana vertebrală și rând pe rând desface, să zicem așa, fiecare ceacră în parte, o lucrează până când uh, eliberăm și uh, cumva ne găsim uh, înțelepciunea supremă și eliberarea supremă. Dar ca oamenii să nu se speri, așa, sună foarte, foarte din alte vremuri, e important să știm că se poate începe cu kundalinii extrem de bine atunci când se lucrează pe fiecare ceacră în parte. Cele mai multe boli apar prin Lipsa de uh, mișcare, lipsa de mișcare a acelei energii care se află în noi se transpune rând pe rând în durere, în tristețe, în diverse alte tipuri de suferințe, uh, care, dacă sunt lucrate, se eliberează. Uh, este unul din motivele pentru care. Uh, am decis să fac niște cursuri dedicate pentru începători de Kundalini. Să știm de unde să o luăm. <fiecare, fiecare ceacră are o mantră anume și fiecare uh, uh, clasă este lucrată pe anumită ceacră uh, 100%. Uh, se repeta acea mantră, deci se, se folosește foarte mult din energia feminină pentru a lucra și a scoate la la suprafață și a elibera vechi boli. Dacă vorbim despre energia și divinitatea feminină Aici ne referim la patru mari aspecte uh, pe care noi uh, le avem în noi și aș vrea întâi să spun doar că uh, noi nu ne împărțim în funcție de sex cu energiile, fiecare dintre noi are și energie masculină și energie feminină. Ceea ce face de fapt yoga este să le echilibreze pe cele două uh, și să scoată la suprafață ceea ce a fost acolo. Bătătorit și uh, suprimat. Din diverse motive sociale, uh, pot să spun în, în exemplul meu că peste o decadă de timp am lucrat într-un uh, profil dedicat bărbaților și am pus acolo toată energia și uh, m-am dedicat și am folosit foarte multă energie masculină, de fapt. Iar mai târziu mi-am descoperit partea și să a echilibra partea de energie feminină uh, cu yoga și cu meditații și o să discutăm imediat cum se poate crește această energie. Uh. Așadar, referitor la, la Kundalini, este important să se înceapă de undeva. Recomand să nu se sară în cursuri sau clase deja de avansați, pentru că poate să fie uh, destul de neplăcut, ca să zic așa. Au fost uh, studenți care mi-au povestit că au ieșit de acolo... Uh, Parcă a fost prea mult pentru ei, a fost prea mult să lucreze așa dintr-o dată, dar pe fiecare ceacră în parte, câte o clasă pe săptămână, nu mai mult, aș recomanda pentru început. Se poate și am rezultate foarte frumoase cu studenții de mei care îmi spun că au scăpat de atacuri de panică, Uh, lucruri care nu te lasă efectiv să dormi, anxietăți uh, grele și uh, uh, e bine să începi să încerci, poți să încerci, și întotdeauna recomand să începeți cu un curs de începător ori, ori, ori de care ar fi. Aș vrea, să ne, aș vrea puțin, pentru că se intersectează cele două uh, perspective. Ceea ce vorbim noi despre această frumoasă carte publicată în colecția Tandra și ceea ce faci tu efectiv, deci partea de Kundalini Yoga, să, să ne explici puțin și partea practică, pe lângă teoria pe care noi o găsim și discutăm despre ea în carte, ce înseamnă Kundalini Yoga și din punct de vedere practic și probabil ceea ce tu faci la cursurile tale. Uh, respirația este una dintre punctele cheie și întotdeauna uh, când începem este foarte important să folosim uh, Aici se lucrează pe Nadi, pe zonele de intrare a ale energiei în corp și al două dintre cele mai importante sunt chiar nările noastre care sunt împărțite pe parte de relaxarea corpului și pe parte de relaxarea sistemului nervos în principal și de primirea energiei. Și întotdeauna când începi o practică de kundalini ai nevoie de energie în corp. Și pot să vă dau un exemplu când începi cu degetul mare blochez nara stângă și o să numer timp de șapte secunde inspirând pe nara dreaptă și expirăm aceleași șapte secunde pe aceeași nara dreaptă timp de șapte ori. Și astfel poți să spui că ai adus o energie în corp suficientă pentru ca uh, corpul să fie pregătit să intre mai departe în posturi, în mișcări, în ce este de făcut, ca să. Pleci mai departe, ca și cum ai porni motorul unei mașini. Întâi ai nevoie să-l pornești, să primească acolo o încălzire suficientă și apoi să, să demarezi. Energi respirația este foarte bună. Încheierea este la fel de importantă, același lucru se face pe nara stângă. Partea stângă reprezintă partea de uh, aducerea relaxării. Relaxarea este foarte importantă să fie adusă după ce ai terminat. Uh, la fel, șapte este un număr foarte puternic și se numără de șapte ori pe fiecare inspir și pe fiecare expir. Uh, acesta este doar un tip de, de respirație. Uh, Mi-ar plăcea să vă mai spun despre bastrica, care este iarăși o respirație importantă și o aplicăm de fiecare dată. Uh, este ca atunci când uh, uh, mergi cu trenul și se aude, uh, se aude mișcarea lui și devine crescendă, crescendă, crescendă și apoi cobor, da? Și cobor. trebuie să aibă același număr de uh, repetări, se face strict nazal și se uh, oxigenează foarte bine creierul uh, făcând lucrul acesta, Abia apoi poți să continui cu diverse asane, uh, care în uh, kundalinii specifice sunt a fi repetative. Repet, dar este foarte important să folosesc mantra. Mantra specifică uh, fiecarei ceacre și pe fiecare expir este foarte important să rețină uh, oamenii uh, pe expir ai mantra și pe inspir corpul se contractă, pe expir întindem mantra și pe inspir uh, aduc contract. Eu un pic am teoretizat, dar se poate, se poate încerca. Chiar de săptămâna viitoare, de marți, o să începem un curs nou de kundalini. Le-am creat de așa natură să fie una pe săptămână, este suficient. Am testat personal mai des, făcând acel curs din India, și a fost cam mult. Cum se, cum se simte treaba asta dacă te știi că ai avut diverse boli mai de demult și a mai rămas ceva pe acolo nerezolvat? Ele se spune tot că ești la suprafață și mi -am dat, nu mi-am dat seama decât că am avut așa o... Sus senzație ușoară de uh, durere în zona rinichilor, și mi-am amintit că acum vreo 15 ani am avut cumva ceva, niște nisip acolo. Deci nu este bine, este extrem de important să nu uh, exagerăm cu această practică, mai ales la început. Mai mult de o dată pe săptămână, pentru începător nu aș recomanda, de aceea le-am împărțit în uh, șase clase, una pe săptămână. Începând din 16 martie, dacă vreți să încercați și să vedeți cum se manifestă kundalinii în, în corpul vostru, dincolo de ce citim cu mintea. Cu siguranță, cu siguranță aceste exerciții transpar și în, și în carte, pe lângă partea teoretică a doctrinei și vaismului non-dualist din Cașmir. Avem și partea aceasta de posturi, de respirație. Respirația, de altfel, fiind, cred, că, cel mai important lucru în ceea ce înseamnă uh, meditația, indiferent de uh, faptul că vorbim, eu știu, de o tradiție din budismul tantric tibetan sau din uh, budismul zen sau din ceea ce înseamnă yoga sau yantra yoga sau tantra yoga, respirația este, cred, cea mai. De fapt, este cel mai important uh, aspect. Aș vrea să comentăm un pic un, un, text scurt scris de Lilian Silburn, cea care a scris această carte Kundalini, energia profunzimilor Kundalini este acel ax vertical, situat chiar în centrul ființei și al Universului, se află la originea puterii omului, din care acesta își extrage și de unde înflorește totalitatea energiilor sale, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme. Adepții tradițiilor Trica, Kramas și Kaula pun însă mai degrabă accentul pe liniștea și armonia vie pe care ea le conferă, decât pe puterile extraordinare dobândite cu ajutorul ei. Energia misterioasă pe care o trezește Kundalini Yoga se manifestă totuși cu o violență nemai întâlnită și nu poate fi controlată fără să ne expunem la un pericol real. Trebuie așadar să abordăm secretele sale cu ajutorul unui maestru care aparține unei linii specializate în acest domeniu și care are o experiență dovedită în el. Și aici, cumva, fac legătură și cu ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, pe lângă maestru. Este bine să nu exagerăm și să ne ducem probabil într-o într ex extremă. Da, așa este. Sunt trei linii principale și dacă vrei să aprofundezi lucrul acesta, absolut este nevoie de un maestru. Eu nu sunt unul dintre aceia. Sunt, sunt aici pe specializare cu Hata, Yoga cu uh, parte de Viniasa, Nitra uh, și, uh, cum spuneam și la început, uh, am descoperit de curând Kundalini și întotdeauna ceea ce fac cu ceilalți este ceea ce am, uh, fac eu întâi pentru mine și apoi împărtășesc uh, cu voi. Uh, Mă repet, nu este de, uh, de exagerat, este de încercat treptat cu pași uh, baby steps să descoperim cum ne simțim, dar adevărul este, așa cum spune această uh, scritoare Lilian Silburn, că uh, există acolo, pe acel punct central, de fapt, sursa tot ceea ce noi, de fapt, căutăm în exterior. Atâta vreme cât ne întoarcem și uh, conștientizăm, ăsta este cuvântul, să conștientizăm că treptat, treptat lucrurile se desfac și se curăță și se armonizează dacă noi lucrăm la ele și facem asta doar îndreptându-ne atenția către noi, ca și cum mergi pe o bicicletă, te duci încotro, te uiți. Te-ai uitat în dreapta, s-a schimbat și ghidonul. Noi cam suntem pe exterior și de-abia acum am descoperit uh, coarnele și știm că vom merge înainte dacă depunem un pic mai mult defort, efort în legătură cu noi. Cam asta ne-a adus 2020. Uh, să ne vedem de propriul ghidon și să vedem cum putem să ajungem prin lucrul cu propria respirație, cu felul în care ne uh, armonizăm gândurile. Și mai departe, dacă intrăm și în niște clase de uh, yoga, să simțim uh, toate acestea lucruri la un loc, nu doar posturi de yoga, dar combinate cu respirație, cu meditație, cu pratiahara, care înseamnă să-ți retragi simțurile, să îți dai seama că nu mai ai nevoie de atâtea locuri, lucruri. Chiar uh, am văzut uh, un uh, proverb drăguț. Meditația cu siguranță nu te ajută să faci bani, însă, când termin cu ea, te poate ajuta să-ți dai seama că nu mai ai nevoie atât de mult de acele lucruri care te completează, simți că ai nevoie să completezi golul din interiorul tău. Cam, cam yoga, cam la asta se reduce. Sunt împărțite, într-adevăr, și este extrem de profundă această parte de kundalini. Uh, dar uh, este, este de luat în seamă cu pași mărunți, nu ne avântăm. Cu siguranță avem diverse probleme cu toții, parte fizică, parte emoțională, diverse traume. Kundalini este uh, scoată practic la iveală, îți o oglindă în față. Când începi să practici kundalinii, te întâlnești cu propriile tale uh, uh, excese sau disfuncționalități. Fie uh, emoționale, fie fizice. Și atunci trebuie, bineînțeles, că lucrezi treptat. Și când mergi la un psiholog, nu te ia așa direct, ci te pune ușurel pe scaun, te întreabă despre ceilalți, până când ajungi, ajunge cu discuția la tine. <laughs> Și îți dai seama că tu trebuie să, să te privești în interior, să-ți accepti. Cine vine la Kundalini acceptă care lucruri de rezolvat cu el. Acceptă că sunt anumite uh, uh, energii nerezolvate acolo, niște blocaje. Da, am am mulți, mulți care vin și îmi spun, uite, acolo știu că nu funcționează. Și când ajungem la clasa respectivă, acolo se, se, resimte, se resimte sau se simt și mai bine. Uh, apropo de partea de uh, energie feminină, aș vrea doar să corelez cu acest cundalini. În care, um, foarte mult la femei, um, noi avem foarte bine dezvoltată energia pe chakra sacrală, pe chakra inimii și pe chakra uh, intuiției. Iar la bărbați este exact la fel și atunci când le corelezi, practic, toate cele șapte uh, centre uh, se, se completează acolo. Așa că. Dar nu se înțelege greșit, cundalinii nu este doar pentru femei, este pentru uh, noi toți, indiferent de sex, dar este o, o, o tehnică mai subtilă. Da? Vine așa ca o femeie, întâi îi simți parfumul și apoi uh, începe să, să lucreze. Și cred că este foarte important ca noi, oamenii, să conștientizăm că avem acest, această. I-aș spune eu, natură duală a energiilor. Faptul că există în noi și energia masculină și energia feminină. Firește că suntem diferiți și că e normal și firesc ca într-o femeie să existe predominant energia feminină și să poată să o, sco -o scoată la suprafață, iar într-un bărbat energia masculină, dar. Se poate întâmpla prin atitudine, poate prin comportament, prin, prin reacții, prin fel de a fi, să ne dăm seama că și o anumită femeie poate să aibă pregnant simțită o energie masculină, cum invers se poate întâmpla ca la un bărbat care, să spunem, ar avea ceva mai dezvoltată intuiția și latura aceasta. Mai emoțională și mai sensibilă, să se simtă acolo și energia feminină. Din uh, experiență, cunosc foarte multe femei care au uh, partea de uh, energie masculină extrem de mult dezvoltată, dacă vrem să-i spunem dezvoltată. Este un dezechilibru acolo, nu este în regulă să. Uh, cum, se, cum se vede ea, de fapt? Uh, atunci când uh, vrei să, ca și femeie, vrei să faci totul, vrei să te ții la toate, vrei să ajungi pe toată lumea, vrei să salvezi pe toată lumea, chiar dacă nu ți s-a cerut Ajutorul. Atunci când uh, nu refuzi pe nimeni, uh, chiar dacă tu nu mai poți, uh, acela este, este o energie predominantă masculină. Uh, și foarte multe, foarte multe femei uh, sunt cu această energie. De fapt, sunt practic cu uh, o greutate pe umeri. E greu să porți uh, acest tip de energie în permanență. Recunosc și eu uh, am făcut o și încă o mai fac uh, destul de mult, dar ce poți să faci uh, ca să uh, uh, echilibrezi sau cum, să aduci mai multă energie feminină, uh, este să înveți să îți iei pauză, să înveți să spui nu atunci când uh, când nu se mai poate sau chiar înainte, dar nu se mai putea. Uh, să uh, Îți dai un pic de timp să meditezi, iarăși crește energia uh, feminină, nu înseamnă că bărbaților li se întâmplă ceva grav. Uh, de asemenea, partea de feminitate la un uh, bărbat se poate traduce prin creativitate extraordinară, prin uh, simț de intuiție, exact cum ai spus și tu. Și uh, chiar uh, a lipsit uh, istoriei. Uh, de multă vreme, această energie feminină. Da? Energia masculină de cele mai multe ori a adus mai mult, mai mult greu și mai multă tragedie decât ar fi trebuit, iar feminitatea a făcut, a făcut minuni. Energia divină, care până la urmă ea se traduce prin uh, tărie, prin uh, perfecțiune, că și noi încercăm să fim uh, cu perfecțiunea, armonie și înțelepciune, foarte multă înțelepciune. Și cred că nu strică nimănui acest aspect al Patrulea Divin de Feminitate. Și 2020 ne-a ne adus din, din plin, sper că să ne țină cât mai mult și să nu uităm repede uh, această perioadă. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Kundalini Yoga, pornind de la uh, titlul cărții Kundalini, Energia Profunzimilor, studiu fundamental bazat pe scrierile și vaismului non-dualist din Kashmir de Lilian Silburn, o carte publicată în colecția Tantra a editurii Herald și, așa cum vă spuneam la începutul intervenției noastre, uh, face parte din campania de vorbă cu femeia din tine, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. A fost astăzi alături de noi Monica Filip, profesor, instructor de yoga, care îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, al practicii de la sala de curs. Așadar vă invităm să vă luați informațiile de care aveți nevoie pentru cei sau cele interesați interesați interesate de Kundalini Yoga, de practica Kundalini Yoga și pe uh, pagina de Facebook uh, a Monicăi Filip. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată vă mulțumim cu recunoștință. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minții Deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc frumos! Vă îmbrățișez și pentru toate femeile avem un cerc de femei la lună nouă, uh, sâmbătă dimineață la ora 10. Toată lumea este invitată, bineînțeles, doamnele, adolescentele, să discutăm mai mult despre cum putem să ne creștem această energie feminină și cum să ne o protejăm uh, în concordanță cu fazele lunii. Uh, Scrieți-mi și ne, ne găsim. Yoga by Monica Filip, Vă îmbrățișez și îți mulțumesc foarte frumos de invitație. Eu da. îți mulțumesc.